Salutare barosanilor, suntem în Minecraft, dar vine sfârșitul lumii. Ei bine, o să vedeți cum lava va cuprinde întreg satul și poate întreaga hartă de Minecraft, cine știe. După care va veni și apa, care bineînțeles că va, nu știu, va întări totul și practic lumea pe care o știm noi nu va mai exista. Ei bine, o să vină un val de lavă imens, poate chiar mai multe valuri, vedem cum avem timp și cum ne distrăm noi. Iar după o să vină valurile de apă. Așa că apăsați butonul de like blană să văd că vă place ideea și că mai vreți episoade de genul acesta. Abonați-vă să facem 100.000. An nou fericit vă doresc, toate cele bune și să înceapă nebunia barosanilor. Pentru acest lucru avem nevoie de un magma block. Bine, vouă n-o să vă meargă pentru că eu am instalat ceva chestii, ok? Deci nu merge efectiv să faceți asta, dar la mine merge. Punem acum 5 redstone. Mamă, mă simt ca un magician din ăla. Stai mă, frate. 1, 2, 3, 4, 5. A, n-a mers. Bă, trebuie să mă urc aici. Ia, sta și arunc de aici, ia. 1, ăla numai. 2, 3, 4, 5. Acum cred că-s 5. Aruncăm și găleata de lavă. Și bam! Ce avem noi aici, frate? Summon lava. Ok. Nu știu dacă pot doar unul sau pot mai multe. Hai să începem cu lava. O să ne urcăm noi deasupra satului. Și undeva din direcția aceea vreau să vină valul de lavă. Dar știi ce? Hai să intrăm pe creative. Pentru că vreau să văd cum se vede toată treaba asta așa de la înălțime. Ne punem noi aici. Eu nu știu de unde să dau lava, din direcția aia să se ducă încolo sau de aici încolo. Cred că de aici încolo ar fi mai interesant. Hai să începem cu partea asta. Nu, 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 direct de pe munte, de aici. De aici dau. Sper să-mi rămână. Ok, îmi rămâne, îmi rămâne. O să vedeți voi lava imediat deasupra mea, nu vă panicați. Știu că ziceți, da, nociv, dar nu este lava deloc. Unde este lava nociv? Ei bine, o să vedeți voi imediat, nu e problemă. Iotio. Și se pare că valul de lavă vine direct către sat, barosanilor. Sfârșitul lumii vine. Bă, cât de tare arată. Holy moly, guacamole. Wow. Ok, cred că de aici arată. Na, asta mă încurcă. Pac, asta exact aici trebuia să stai, mă. Exact aici, mă. Să nu văd eu nimic. Hai că pierdem. Acum, ia. Se întâmplă. Să mă duc din partea alaltă, poate se vede mai bine. Holy moly, boys. Ia. Ce ziceți voi de asta? Oh my god. Lava pică direct peste sat. Și sunt curios, unde naiba se duce valul ăsta? O să rămân exact aici, frate. Să văd ce se întâmplă. Oh my god. Și sunt curios oare cât se duce încolo. E gata. Sătenii sunt rip. Mor sătenii, bă. Mă ascund în casă, nu pățesc nimic aici, așa-i? Cam așa ar fi un sătean. Și se gândește, zice, bă, așa că nu pățesc nimic? Ok, sunt mort aici. Am ieșit. Noi gata. Acolo trebuia să rămân că nu mai ai cum. Ok, și casa asta aparent o rămas în viață. Hai să mai punem aici. Uite așa. Să mai vină lavă. Ok. Dacă nu era suficient, iote că mai vine. Bă, cât de tare poate să arate să-mi bat piciorul. Uite-te, efectiv zici că e sfârșitul lumii, frate. Gata, tot a fost. Holy moly. Ai de capul meu. Dacă asta nu-i tare și nu merită un like, nu știu ce mai merită, sincer. Și unde naiba s-o dus? Oare se oprește undeva? Se oprește vreodată oare? Nu, cred că nu. Oh yeah, boy.
O înghițit un sat și acum cum ar fi să mai fie vreun sat? Uite, acolo e un templu. Ok, ar fi tare dacă s-ar duce și pe templu. Dar nu, că se duce așa drept, direct. Dar cum ar fi să mai fie un sat în direcția asta? Exact așa, pe linie. Și să ajungă lava la un moment dat și pe satul ăsta. A, nu mai sunt, gat. Bun. Ne întoarcem pentru că acum vreau să fac o platformă și să vină apa pe deasupra. Ok, nu știu, e... Bă, nu credeam că este așa, credeam că se duce un pic lava. Dar uite-te și tu cât s-o dus. Și încă se mai duce. Șoseta traiectoria. Nu se mai oprește pentru nimic. Mai e aici casa asta super dubioasă, care în același timp e faină. Salut, frate. Vreți să pornească lava de aici, de la voi? Oare cum se vede de aici? Ah, se uită și ei. Zic, bă, parcă aici era un sat odată, nu? E, uite, frate, am un cadou pentru voi. Am plecat. Ok. Frumos cadou sau sal? Bă, vreau să stau în casă cu ei, mă. Când se întâmplă nenorocirea. Frații mei, ieșiți! Ieșiți, frații mei! A, nu mai pot, scuze, atât a fost. A, uite, e frumos pe geam aici, nu? Hai că nu vine sfârșitul lumii. Salut, frate. Ce zici? Oare avem noi vreo șansă? Acum pică lavă înăuntru. Arde tot. Pârjol. Nu știu, oare dacă pun apa... Hai să încercăm să creăm ăsta alalt, repede dacă avem timp. Poate salvăm sătenii ăștia doi. Cine știe. 1, 2, 3, 4, 5. Nu știu dacă-s 5. Dar who cares. Aolo. Ok. Și acum avem apa. Băi, eu pun apa. Sunteți gata? Trebuie să salvăm sătenii. Dar încă văd că mai avem timp. Văd că nu chiar pătruns lava înăuntru. Nu! Salvăm sătenii! Acum se stinge tot. Auziți? Oh my god. Rămâneți aici, da? Nu știu pe unde să mă duc eu. Deja e apă. Cred că totul. Am salvat totul. Suntem salvați. Frații mei, suntem salvați. Yeah! Ok. Măcar eu sunt salvat. Ce naiba au fost asta. Și uite cum se face obsidianul. Obsidian infinit. Na bun. Am făcut și ăsta de apă. Na acum hai să încercăm să punem de deasupra. Iar pentru asta ne va trebui așa ceva. Să înducem noi așa. De deasupra. Uite, apa se bagă peste tot, frate. Dar ne trebuie și mai multă apă. Ok, ia uite cum... Apa se mișcă mult mai repede. Ok. Hai să vedem dacă avem timp. Hai, mă! Că apa preia tot până una alta. Și acum punem apa. Așa de deasupra, știi? Bine, așa, trebuie, stai un pic. Eu trebuie să mă uit în direcția aia. Că dacă nu, rip. Cred că așa ceva, nu? E bine? Alo? Wow! Și uite cum se face o... Nu, ba da, se face și obsidian. Se face și obsidian și stone. Holy moly. Vreau și o zi. Eu cred că se vedea mai fain pe noapte. Ia. Uite cum vine apa. Și aici se face o cale de stone. Ia, putem merge noi pe ea? Oh, ok. Asta e destul de creepy, sincer. Să vezi apă deasupra ta și lavă. Și să mergi odată cu apa. Nice. Ia uite cum merg prin lavă. Wow. Ia, ce am făcut aici? Am distrus toată harta, frate.
o linie de apă și o linie de lavă. Linia asta de lavă se duce, ticule. Nu știu ce drum își caută, dar se duce. Apa din nou se duce în toate direcțiile. Avem și încolo, avem și în partea cealaltă. Nicio problemă. Dar într-un final, apa cu siguranță va câștiga și va stinge toată lava. Așa încet, încet, dar sigur. Uite, e și plin de obsidian. A, dar înăuntru-i lavă, bă. Ok, nu știu dacă mai pot ieși. Cam greu. Oh my god. Aș putea spune că sunt pe val, frații mei. Ce ziceți? Sunt sau nu sunt pe val? Mocivanul e pe val. Na bun, ce pot să vă zic decât arătați-mi susținerea blană cu un like, un subscribe plus clonțopel. Sper că v-a plăcut episodul. Mi se pare un episod special. Dacă mai aveți și alte idei ce am putea face cu lava și cu apa, gen cu valuri de lavă și cu apă, scrieți-mi acolo în comentarii. De fapt, aș fi curios să văd până unde s-a dus lava. Chiar sunt super curios. Dați-mi două secundele. Bă, deși se mișcă greu lava, totuși a ajuns relativ departe. Și aici s-a oprit? Da, bă. Cred că se oprește la un moment dat. Ok, deci atâta poate. Interesant. Și apa va veni din urmă. Nici măcar nu se vede încă. Îți dai seama că dacă aș sta suficient timp... Uite-mă că vine apa deja. Îți dai seama că dacă aș sta suficient timp, aici ar veni apa peste și ar acoperi tot. Cred. Ia. Asta e prima apă pe care am pus-o. Uite acum vine apa. Mă, nu știu, să mai stăm puțin până ajunge apa. Știi ce aș mai putea face? Aș mai putea pune. Aș mai putea ajuta apa. Ia. Nu mi-am propus eu să fac asta. Episodul e deja gata, dar pentru cei care vor să mai stea să mai privească una alta. Vreau să se ducă mai repede apa. Ia. Și încep din nou valurile. Parcă are viteză mai mare la început. Acolo nu s-a dus așa blană. Mai e mult până în capăt? Bă, nu mai e mult. Hai să mai tot punem, știi? Gen, când mai înaintează un pic, noi punem iar. Bam, 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 bam. Și așa cred că ne mișcăm mai repede. O să ne ducem doar cu partea aia, că asta văd că nu se prea mișcă. Se mișcă foarte greu. Bam, 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 mai pune și noi pe aici. Uite-te cum arată, bă. Cel puțin cum arată în spate. Vedeți că într-un final tot apa câștigă? Apa a ajuns chiar la limita cu norii. Holy moly, ce am putut să fac aici, bă. Nu știu, dacă vă place episodul ăsta, m-aș bucura super mult dacă l-ați distribui pe la prieteni, pe la... ce mai aveți voi? Pe la dușmani. Ca să vadă și ei ce am făcut eu pe aici. Milene să aștept până ajunge în capăt, dar când ajunge în capăt, vă dați seama și voi cum arată. O să arate tot ca acolo. O să arate și acolo la fel. Hai să vedem și pe timp de zi. Time set day. Cam așa arată pe timp de zi. Pare mai promițător parcă pe timp de zi. Mi se pare că se mișcă mai repede. Și cam asta e ceea ce am reușit noi. Vă dați seama că satul ăla îi băgat sub lavă, sub obsidian cu piatră și mai este și un nivel de apă. Deci sătenii sunt clar rip cu toții și nu o să mai audă nimeni de satul acela. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe plus clonțopel, nociv.insta, Instagram-ul și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!